Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă emisiune sportivă aici la TV Galați. Astăzi, alături de mine, l-am invitat pe Iulian Apostol, directorul de imagine de la Supporter Club Oțelul Galați. Așa cum cred că bine știți, s-a fost numit deja antrenorul principal la echipa gălățeană. Este vorba de fostul fotbalist Damian Băncilă, un antrenor care, să-aș spune eu, este dedicat fotbalului gălățean. În ultima perioadă a lucrat mai mult la nivelul copiilor și juniorilor. Așadar, cam știe cu ce se mănâncă fotbalul în municipiul și județul Galați. De asemenea, alături de Dan Băncilă va fi Eugen Baștină și, bineînțeles, fotbaliștii oțelari au început pregătirea pentru noul sezon. Jucători, am văzut câțiva jucători noi. Vom discuta preț de 30 de minute cu Iulian Apostol ca să vedem care este situația în acest moment la echipă și la club. Iulică, în primul rând, îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Nu ne-am întâlnit până acum aici, în studio. Îți doresc succes în noua postură pe care o aveți, adică vreți să promovați, din cât am văzut toate declarațiile, și mi se pare un lucru senzațional ca Oțelul Galați, un brand național, să revină acolo unde este locul. Bineînțeles, nu va fi ușor, cu siguranță, pentru că mă uitam, sunt și alte echipe în seria asta care doresc promovarea, dacă nu mă înșel, Miercurea Ciucu emite pretenții serioase și am înțeles că are și un buget excelent și o echipă bună. Dar fotbalul e fotbal, mingea e rotundă, cum spuneți voi, și cred că nu există la momentul ăsta nicio favorită certă la promovare. Prima întrebare ar fi aceea legată de antrenor. Cum l-ați ales pe Dan Băncilă și care a fost motivul pentru care nu ați reușit să ajungeți la un acord cu Stelică Bordean? Haideți să încep cu subiectul Stelică Bordean. De când am jucat, de după baraj, după ce am matematic am promovat în Liga a treia, dorința cea mai mare a noastră era de a continua cu Stelică Bordean. Exact cum a relatat și Stelică Bordeanu pe social media și a expus punctul de vedere care a fost într-adevăr motivul care a dus la această întrerupere și chiar vreau să clarific pe tema asta. Deci, clubul Oțelul Galați își trasează niște linii pe care vrea să meargă și de la care încercăm să nu facem derapaje. Mm-hmm. Trebuie să avem un control în ceea ce înseamnă cheltuieli. Venituri și cheltuieli. Cu Stelică, după ce ne-am întâlnit și am discutat din punct de vedere contractual, a avut niște pretenții normale din punctul lui de vedere. Însă, din punctul nostru de vedere, ceea ce înseamnă club, nu puteam la momentul respectiv și chiar la momentul ăsta să-i acceptăm condițiile pe care și le-a dorit din punct de vedere financiar. Decizia a fost doar din punct de vedere financiar. N-a fost din punct de vedere profesional. Nu s-a luat din alte puncte de vedere decizia de a nu mai continua cu Stelică Bordean. Pentru că toată lumea marșează că noi, cei care suntem în club la ora asta, și care iarăși vreau să o spun și să înțeleagă toată lumea și să o perceapă. Asta a și fost ideea acestei emisiuni, pentru că foarte multă lume ne întreba ce se întâmplă la Oțel. Să o perceapă, clubul Oțelul Galați, aici se lucrează din pasiune. Deci Iulian Apostol nu are niciun salar, Marius Cosoreanu nu are niciun salar, singur avem doar doi salariați. Sorin Haraga? Sorin Haraga și Gică Masioro, care Stamate. Deci, Stamate, doar doi oameni care sunt plătiți. Restul, să înțeleagă toată lumea care astăzi vorbesc și consideră că s-a acaparat puterea și a venit, nu. Mulțumesc lui Dumnezeu, să fiu sănătos,
am alt proiect în altă parte, bine mersi, deci aici vin din pură pasiune, din dorința unor oameni de a crea un club eligibil, un club transparent, fără partipriuri, fără nepotisme și alte lucruri care vor începe lumea să vorbească la ceea ce s-a întâmplat cu Stelică Bordeanu. Exact cum a zis și Stelică și chiar am apreciat ieșirea și a spus-o și a clarificat-o că a fost doar o problemă din punct de vedere financiar. Al contract financiar și nimic mai mult. E normal, a considerat și a considerat că are niște pretenții pe care noi automat nu am putut să le acceptăm, că nu avem cum să le ducem mai departe. Să înțeleg că Dan Băncilă e mai ieftin ca Stelică Bordeanu. Adică a acceptat ceea ce ați propus. Dan Băncilă, acum trebuie să fim și recunoscători. Stelică Bordeanu a îndeplinit un obiectiv. Da. Era și normal ca el, poate la negocierea, la renegocierea contractului, să aibă anumite pretenții. Noi, cu siguranță, în momentul respectiv, când am promovat, nu am luat un calcul că Stelică Bordeanu va avea anumite pretenții. Evident că s-a făcut o performanță, a fost și performanța lui Stelică, pentru că a fost de la început, a fost alături de club, însă dacă vom face pentru, nu, vom face pentru fiecare și ce aport a avut și începem să plătim și să nu chipzuim banii ăștia, pe care sunt puțini, acum trebuie să și fim realiști. Noi am promovat cu 2 miliarde 700 în Liga 3, cred că nu știm câte cluburi au cheltuit banii și dacă stăm între Farul, Petrolul și Clujul, dacă stăm, noi cred că am cheltuit mai puțin de jumătate decât au cheltuit ele. Da. Să vă zicem așa. Este un lucru senzațional. Da, deci încercăm aici să facem cu bani puțin, să încercăm să facem treabă. Vrem să demonstrăm că se poate face și cu bani puțin. Stelică este în continuare alături de noi, a venit și a manifestat interesul că merge alături de noi la acest proiect pentru că a fost bază la acest proiect. Ne bucurăm că este în continuare alături de el, nu îl desconsiderăm, dar la momentul respectiv nu puteam oferi acel salariu cum nu îl putem oferi nici acum lui Dan Băncilă. Deci Dan pentru Băncilă a exemplu, acceptat ceea ce este, ați propus, nu? Este exact ceea ce am putut noi propune cu bonusuri de obiectiv foarte bine trasate. Deci nu putem, pentru că și noi când am făcut, am zis, băi, mergem pe linia asta. Deci linia asta nu putem să facem derapaje, că dacă facem derapaje... Care e obiectivul pe care l-ați impus domnului Băncilă? Deci cu domnul Băncilă am discutat, i-am zis în mare că obiectivul acestui oraș, și că vorbim de oraș, suportere, ce înseamnă oamenii din oraș, înseamnă, nu este nici doar al celor care sunt sosiu la ora asta. Deci este a tuturor gălățenilor. Vrem să facem, să redăm orașului să recâștigăm, dacă se poate, din punct de vedere al fotbalului, credibilitate. Pentru că știm foarte bine, doar un anumit nivel îți conferă o credibilitate cât mai mare. Poate acum nu suntem la Liga 3. Lumea poate încă e sceptică și pune semne de întrebare. Stați că abia ați început, vrem să vedem că promovați și ușor, ușor să atragem mult mai mulți oameni lângă noi. E evident că Dan Băncilă, i-am expus și am spus că ne dorim doar promovare, nu există alt obiectiv, nu putem să ardem etape, nu ne permitem în primul rând, pentru că de asta ne-am angrenat. Să ajungem cât mai repede. Vrem să promovăm Liga a doua. În Liga a doua poți să mai arzi un an, să încerci, să încropești, pentru că Liga a doua trebuie să știm deja strategia, se schimbă automat dacă promovezi. Trebuie să te gândești și la ce urmează. Contracte cu jucători, să aduci jucători care într-adevăr ușor, ușor au, devin poate ușor, ușor certitudini, să le oferi competiție, să poată să activeze măcar dacă vrei să atași Liga a întâi. Acum, obiectivul primordial e să aducem jucători între ghilimele, să promovăm și să ajungem cât mai repede în Liga a doua. După care în Liga a doua lucrurile se schimbă. Dan a fost foarte receptiv și a zis că la ceea ce avem, la ceea ce vede și el săptămâna asta din punct de vedere al lotului și îl structurează. A făcut deja primul antrenament ieri? A făcut deja astăzi, a făcut dimineața antrenament, a luat contact cu lotul, cu jucătorii, cu staful tehnic și deja conduce antrenamentele. Deja este antrenorul echipei și evident că își va structura un lot, are la dispoziție la ora asta în jur de 26-27 de jucători. Evident că vine vreun credea... jucător cu nume la echipă la momentul ăsta? Sau până când începe campionatul? Va veni cineva? O să vină, o să aveți și surprize din punct de vedere al jucătorilor, cu siguranță. Vrem să aducem și jucători, vrem să arătăm lumii că ne interesează la Galați să facem performanță și ne dorim cât mai mult
cât de mult se poate să aducem și să dăm importanță fenomenului, pentru că nu vrem să ne jucăm așa de-a cluburile, să stăm pe Liga 3, să avem club la Galațina. A tot fost, au tot apărut variante de antrenori, nume, și acum am să și enumăr. Era vorba de, eu auzisem de, la un moment dat, de Petre Grigoraș, de Mirel Rădoi, adică erau chiar niște nume. Confirm discuțiile pe care le-ați avut cu dânsii sau nu? S-au purtat niște discuții, într-adevăr, și cu Petre Grigoraș și cu... Dar de Rădoi nu știu exact dacă într-adevăr s-a purtat discuții în ceea ce înseamnă banca tehnică, poate doar așa prietenește, dar nu să negociem. Nici cu domnul Grigoraș nu s-au purtat negocieri, doar simple discuții, da. Cum vede, ce așa și... Am văzut că a semnat între timp cu Farul. Da. Știam de chestia asta, pentru că am înțeles că are o relație foarte bună cu primarul de acolo și... din ce se aude și dau și-au dat mâna cum ar veni. Nu negăm că și noi din punct de vedere ce înseamnă, eu știu, banii care vin de la bugetul local și clasa politică gălățeană este interesată ca acest club să performeze, să readucem dacă se poate oțelul cât mai repede pe prima scenă, și oamenii din Galați sunt foarte deschiși, cum sunt și în celelalte orașe, deci nu trebuie să marginalizăm lucrul ăsta. Nu vreau să fac acum să se creadă că facem lobby, dar ținând cont și cu noua lege care s-a dat acum, știm foarte bine că este o deschidere foarte mare din punct de vedere sportiv pentru majoritatea cluburilor care, într-adevăr, vor să performeze și își doresc să atingă... În toată țara. Așa? Adică deci e o lege permisivă care... Permisivă care... Dă voie primăriei să dea minim 5% din buget și, dar asta, primăriei. Asta ne obligă pe noi, cei care suntem și avem... Suntem în organigrama cluburilor, să ne dorim să performăm, pentru că și banii care vin de la bugetul local, să nu uităm că sunt bani din taxe și impozite, sunt bani care se adună tot bani de ai noștri și bănuiesc că trebuie cheltuiți. Oarecum trebuie întors, adică să-i oferi gălățeanului imaginea aia că echipa sigur că da. Dar asta că, într-adevăr, că vrem să facem performanță, nu să, între ghilimele, să ardem gazul degeaba pe la cluburi. Deci, asta ne dorim la Galați. Dar să nu uităm că la Galați nu marjăm pe premiza asta doar banul public. Marjăm foarte mult să creăm o strategie în așa fel încât să atragem cât mai mulți oameni, pentru că suntem un oraș cât cu peste 100 de... la momentul ăsta? Deci vorbim de noul... Deci anul trecut am avut 244 și nu uitați că am deschis luni pe pagina oficială a clubului și deja avem, cred că, peste 100. Și deja l-am deschis de 3 zile. Da. Deci deja avem 100 de sosi. Marjăm să ajungem la peste 1000 de sosiu la club. Ușor, ușor să facem. Dar noi putem atrage decât prin credibilitate, prin transparență. Care mai e taxa? S-a modificat ceva? Da, sunt pleacă de la 50 de lei pentru copii, 100 de lei, de la 100 de lei până la 10.000 de lei. 100 de lei, 400 de lei și 10.000 de lei. La 100 de lei ai anumite beneficii, la 400 altele beneficii și la 100 ai aproape toate beneficiile. De curiozitate, la 10.000 de lei a venit cineva? Au fost, anu? De la, nu, am zis 10.000 de lei, da, de la 1.000 de lei. 1.000 de lei. 1.000 de lei, 1.000 de lei, 1.000 de lei, 10 milioane. Da, am greșit. A fost anul trecut cineva? Au fost mulți la 1.000 de lei? Nu, doar anul ăsta am băgat. Anul trecut am avut doar cu 400 de lei. Da, cel mai mult a fost. Adică unde a fost targetul? Cred că pe la mijloc. Ponderea cea mai mare a fost undeva la 400 de lei. 400 de lei. Da. Revenind la fotbaliști, citeam că au mai semnat doi tineri jucători cu Oțelul Galați. Cam ce nume s-ar vehicula din cei care ar putea însemna ceva pentru fotbalul românesc? Știm foarte bine. Ne poți da ceva nume? Știm foarte bine că ne dorim o colaborare cu Sălăgean. Dorim să continuăm cu Silviu Ilie și mare parte vom continua. A apărut varianta Milea, Ciprian Milea, e valabilă? Dar Ciprian Milea, am înțeles că a căzut varianta Ciprian Milea. Încercăm să aducem, o să aducem și jucători, posibil să avem, o să avem și surprize, e normal că nu putem să marjăm numai pe jucători. George Cârjan, parcă era și el. George Cârjan este și el, este și Bârlădeanu, deci sunt cât de cât jucători gălățeni cu ștate care au jucat Liga a doua, Liga întâi.
Vedem, poate putem să mai atragem din foști campioni, să vedem ce mai putea. Ar fi o Și care mare. mai pot juca Și fotbal. mai care mai pot juca și care într-adevăr ne pot ajuta. Și într-adevăr, poate dacă încă mai persistă plăcerea Da. de a juca. Și încercăm să atragem cât mai mulți foști gălățeni care într-adevăr au făcut performanță la Galați, care se edifică cu echipa asta. Chiar nu am dori să facem la Galați. Eu știu, nu ne dorim să fim doar o trambulină sau o gară ceva pentru fotbaliști, ne dorim să aducem și să-i atragem prin proiect pe un termen mai lung. Dar clar va fi preponderent tinerețe, bănuiesc. Jucători Evident, foarte tineri și evident, din pepiniera proprie, evident că vom care a avea mai și rămas noi, aici, sigur că da. da, dar trebuie să ținem cont că nu poți să faci doar cu jucători tineri Corect, performanțe este și mai foarte ales adevărat și să să promovezi, e dificil, promovezi. da. Ai nevoie cu jucători cu ștate vechi, cu personalitate, ai jucători cu experiență și vă dați seama că marjăm foarte mult să îmbinăm E posibil să aduci tinerețea. jucători străini? Da, e Da? posibil, da. Și cu siguranță vom vedea 1-2 jucători străini. Care mai e situația cu stadionul? Pentru că știu, am înțeles că trebuie să reînnoiți contractul, nu? Sau Da, ceva nu, genul ăsta. este o Rămâneți chestie, în continuare acolo, este nu? o chestie Nu vă care se depășesc clarifică. costurile? Nu-i mult? Nu ne depășesc cu toate ce ne-am luat angajamentul ăsta și ArcelorMittal și-a Arătat deschiderea, manifestat da. deschiderea către noi și ne pune la dispoziție baza care este o bază de, din punctul nostru de vedere, să poți să activeze în Liga 1 fără probleme, ținându-se cont că avem toate condițiile, de la încălzire, gazon, terenul 1, terenul 2, deci toate facilitățile ca să putem să Baza, hotelul performăm. acolo mai funcționează Mini sau? hotelul, tot, tot, Da? tot, Îl tot. aveți Deci, la dispoziție? la ora asta suntem, am intrat într-o, am luat tot ceea ce Tot. înseamnă baza la Oțelul Galați. Cam cât vă costă întreținerea pe lună? Ai idee? La tot ce înseamnă apă, Undeva caldă, curent electric, tot ce e acolo? la 20.000 de lei pe lună. Pe lună. Deci Ce 20 înseamnă de milioane. cheltuieli? Ce înseamnă cheltuieli? Adică Asta vara, iarna o să fie mai mult, probabil, da. bine, anul, acum ne costă foarte mult apă. Da. Adică apa, să vă spun așa, Da, undeva nu, ne ajunge la udatul undeva la gazonului, da. ne ajunge undeva Jumătate, cred la că, nu? da, undeva la 10.000 de lei, numai udatul gazon. Gazonul arată bine? Nu l-am Gazonul mai văzut de vreo arată lună, foarte dar... bine, Da? are cine să întreține de el, să întreține și chiar mulțumim pe tema asta cu chiar lui Laurențiu că este și ne dă o mână de ajutor. Ce se va întâmpla? Când începe campionatul, apropo? Campionatul începe pe data de 26 august. Așteptăm și noi să se tragă cât mai Nu repede, se să știe știe. încă, Nu, nu, momentan nu, programul, da. nu? Dar 26 august este data de start. Noi, sigur, cred că vom juca pe data de 27, că vom face tot posibilul să jucăm sâmbătă. Vrem să jucăm toate meciurile acasă sâmbătă, să jucăm în nocturnă. Nocturnă, da. Vrem să punem la dispoziție fotbaliștilor, echipei, antrenorilor, publicului, Știți echipa? într-adevăr, să se simtă că participă la un spectacol într-adevăr frumos. Și revenind la seria Oțelului, se știu echipele toate? În marea lor majoritate, da. Eu zic că o să ne batem aici cu Miercurea Ciucu și cu Bacău, cred. Din ce știm, Și Aerostar rămân Bacău. 3 sau 4 echipe din Galați, din județ? Cred că vor fi toate. Și Metalosport, că tot auzeam varianta că s-ar putea să retragă. Nu știm acum. Ar fi bine să continue și Metalosport, că e cu tot mai bine Și pentru care e noi. programul echipei, Iulica? Adică Programul ați început echipei, pregătirea, programul, cantonament ceva sau numai deci meciuri amicale? programul echipei va fi de astăzi stabilit doar de către antrenorul Dan Băncilă. Da. El își va structura programul exact cum consideră, pentru că odată ce îi pui un obiectiv de promovare, este normal să-și facă programul așa cum consideră de cuvință, să poată să acopere absolut tot ceea ce are nevoie din punct de vedere al pregătirii jucătorilor. Și cred că cantonamentul se va face. Deja suntem în regim de cantonament la noi la stadion, pentru că avem mini-hotel acolo și din ce știu, s-ar putea să plecăm într-un stagiu de câteva zile să participăm la un 4 la ter la Brașov, dar asta va lua decizia și ne vom edifica 100%, o va lua antrenorul, ceea ce înseamnă să plecăm câteva zile la munte. Așa, uitându-te la primul 11, un posibil primul 11, care ar fi postul cel mai deficitar la echipă? Sau posturile? Nu, este foarte clar că coloana vertebrală trebuie să fie foarte, foarte bine acoperită și vorbesc de axul central, atacant, mijlocaș central și fundaș central. Aici mai lucrăm să mai aducem 1-2 jucători și vom aduce, cu siguranță vom aduce, pentru că trebuie să fim foarte solizi.
ținându-se cont că în Liga a treia vom întâlni și terenuri proaste, proaste, vei întâlni ostilitate din toate punctele de vedere. Vine oțelul, se mobilizează toți. Toată lumea și trebuie să fim foarte bine acoperiți din toate punctele de vedere, trebuie să stăm foarte bine psihologic, perfect, dacă se poate. Și evident că aici, ce v-am spus, ce înseamnă axul central, trebuie să fim foarte bine acoperiți. Punând și rău înainte, ce se va întâmpla dacă nu veți promova? Dacă nu vom promova și lucruri, se poate întâmpla să nu promovezi, adică trebuie să fim și realiști. Poți să mergi cap la cap cu oricare echipă să decide într-un meci direct. Se poate întâmpla cum a fost și anul trecut, să decizi în ultimul minut promovarea. Promovează cineva în fața noastră la golaveraj, asta este. Trebuie să ne scoatem pălăria și să-i felicităm. Nu, adică și proiectul poate... va continua, chiar proiectul dacă nu veți continuă, promova. Vă dați seama, acum nu putem să... Nu, că au apărut tot felul de variante în care dacă nu se promovează, era ceva... Nu, dacă nu se promova, vă zic sincer, din nu, Liga a patra, da. În Liga a treia, ne închideam. Seriu? Da? Da, posibil să ne fi închideam. E și varianta asta, că din Liga a treia, dacă nu se promovează... Deci pierdeai 3 ani. Da. Deci noi pierdeam 3 ani dacă nu promovam Liga a treia. Pentru că stai un an în Liga a patra, mai stai un an în Liga a treia, care nu știi dacă promovezi, da. Și nu știi cât stai pe Liga a doua. Deci pierzi aproape 3 ani de zile. Pierdeai aproape 3 ani de zile. Acum, dacă clubul promovează, va fi ok. Dacă nu, veți continua. Și sigur că da, avem obligații, ne-am asumat obligația asta față de toți oamenii care sunt alături de noi. Și aici vorbesc că nu suntem doar din punct de vedere al suporterilor, al oamenilor care sunt plătitori, vorbesc de sosiu. Mai sunt și oameni lângă noi care într-adevăr ne ajută, lumea nu știe de ei, noi știm și sunt alături de noi și oamenii chiar ne îndrumă și să ne gândim doar la promovat, doar la performanță, doar la lucrul care să satisfacă în primul rând publicul și oamenii care într-adevăr marșează pentru fotbal. Aș vrea să te întreb dacă intrarea va fi tot gratuită sau vor fi bilete la meciuri? Cine nu are abonamente clar, și de astea? Este acum, se pot face și se poate face și abonament. Îi creăm facilități pentru cei care doresc să facă abonament. Imaginați-vă că avem alte costuri, implică alte întreba, costuri. Da. Și este clar că ne dorim cât mai mulți suporteri, pentru că exact ce v-am zis și mai devreme, mini-cantonamentul costă, mesele la jucători. O să facem și ca toată lumea să știe exact cum să cheltuie banii pe care oamenii îi dau și pe acel bilet pentru a intra la meci. Deci vom face ca oamenii, într-adevăr, cei care vin să se simtă parte din acest club. Vrem să se simtă într-adevăr că sunt utili, că sunt luați în seamă. Iar banii care vor veni vor fi folosiți pentru baza sportivă, pentru ceea ce înseamnă activitatea echipei, toți banii se vor duce doar acolo. Deci nu avem, v-am spus și la început, și o spun și acum, nu este clubul meu, nu este clubul președintelui, nu este, este clubul tuturor, este un club care l-am format pentru acest municipiu și pentru acest oraș. La momentul ăsta, procentual, așa cam câți sunt gălățeni în lot? Păi, ponderea mare e de gălățeni. Adică 80% sunt gălățeni. Da, da, ponderea mare vor fi gălățeni. O să mai sunt și jucători care avem din București. Da, sunt jucători. A plecat cineva din vechiul lot? Care da, s-a promovat? Da, sunt jucători care s-a renunțat la ei. Care ar fi? Păi sunt mai mulți acum, Ana. Năpârlic, sunt mai mulți, adică mă dau acum dar care a fost motivul? Au vrut ei să plece sau ați renunțat efectiv? Nu a fost, chiar îmi pare rău. Sunt unii jucători care chiar ni i-am dorit, dar unii dintre ei muncesc. Aha. Nu vor să-și lase jobul, vor să continue, unii sunt care vor să continue și cu job, să vină și la echipă. Și n-ați fost de acord cu treaba asta? Nu neapărat. Au fost jucători care au venit o zi, două, trei și au considerat că nestându-se de vorbă cu ei, nu îi mai vrem la echipă. Total greșit. Asta nu înseamnă că și eu am fost la echipe și eu mă duceam, dar, nu știu, am avut așa nebunia, măcar să mă agăț, să stau, poate mă ia, poate mă vorbește cu mine. Au fost un pic... s-au descurajat singuri, să zic așa, na, s-au descurajat, că singuri n-am fac un pleonasm acum. Dar așteptam să-i vedem... mult mai preocupați, chiar să-i vedem, aș vrea să rămân, ce pot să fac, cum să fac. Unii, dacă nu s-a vorbit, au renunțat și nu i-a mai vrut noi, nici de cum. Au fost, într-adevăr, unii care
Au făcut girul cu noi în Liga 4, dar au jucat foarte puțin și era foarte greu să-i ții la Liga 3. Vă dați seama că da. Sunt câțiva jucători care sunt 6-7 jucători care din vechi, care au jucat majoritatea timpului, au jucat și au făcut treaba cu chiar toți au făcut treaba, pentru că meritul este al tuturor care au promovat și au fost în cadrul acestui lot. Dar evident, odată ce trecem o treaptă, începem să ridicăm și nivelul din punct de vedere valoric și la jucători. E clar că da, vă trebuie și alt... Dar nu înseamnă că desconsiderăm pe cineva, nu înseamnă că nu ne interesează, da. Dar acum avem antrenorul să va edifica asupra lotului, el va lua în considerare pe cine ține și pe cine nu. Și datoria noastră este, v-am zis, să-i punem o paletă cât mai mare de jucători la dispoziție, să-și poată încropi un lot. Mai avem 3 minute, în transmit colegii. Aș vrea să atingem puțin subiectul fotbalul la nivel mai înalt, că pentru că ai văzut și tu cupele europene, ai jucat la Steaua, ai văzut-o cum a fost... Eu am jucat la Steaua, nu la FCSB. Da, eu am zis aici ca la Steaua, da. Apropo, cu cine ești? De partea cui ești? Dacă tot ai deschis subiectul ăsta, actualei specii. Acum știți cum e. Ai fost răutăcios puțin. Vorbim, da, bine, am făcut o glumă, nu? Să se perceapă greșit lucrul ăsta. Nu, că știu că n-ai plecat în relații foarte bune cu domnul Becali și de asta. Nu, am plecat chiar foarte bine. I-am lăsat 60.000 de euro. Chiar am plecat, nu bine, foarte bine din punct de vedere asta. Bine, eu sunt și un jucător, și am fost și un jucător și sunt un om care spun lucruri pe nume și nu mă feresc. N-am de ce să mă feresc. Evident că în fotbalul românesc se percepe... Da, ai fost un jucător cu coloană vertebrală. Stilul struț, să stai liniștit și să nu vorbești, iar eu nu poate. Ai plecat pe gubit numai de la Steaua sau și de la Urziceni? Am plecat pe gubit. Am pierdut, dacă vă spun suma, nu e asta, dar nu. Am vorbit pentru că întotdeauna... La Rapidul, parcă ceva... te-a păcălit cel mai mult, mi-am amintesc acum, da. Mi-a plăcut întotdeauna să-mi spun punctul de vedere. Să nu stau pentru că am o viață, nu două, nu nouă. Și așa mi se pare normal. Ce părere ai de fotbalul nostru românesc? E în cădere liberă? Fotbalul nostru, vorbeam... Ai jucat și la național? Trebuie. Adică eu poți zic, emite o părere. Eu zic că fotbalul românesc, din punct de vedere al infrastructurii, începe ușor, să facă pași. Adică nu mai merge să mai da, facem... Da, valorii fotbalișilor, cred că multă lume problema, se ferește să spună problema este, eu zic, e un punct de vedere al meu, să se creeze infrastructura, putem să mai pierdem 10 ani, 15 ani. Și să avem și noi beneficii peste vreo 20-25. Pentru că generațiile nu se cresc și nu se fac peste noapte. Să punem la dispoziție, chiar vreau să anunț pe tema asta, un parteneriat între clubul nostru și, și cluburi din Germania. Și chiar vrem să facem un schimb de experiență, ce înseamnă antrenor, să se ducă acolo, să vadă ce fel se lucrează într-un climat sănătos, într-un climat sănătos, să vadă exact, după care să aducem și noi și să încercăm ușor să implementăm la Galați. Chiar mă bucur pe tema asta, iar și noi trebuie să facem asta, trebuie să facem infrastructură, să creăm. Nu o să putem să stăm în blocuri făcute în anii 50, încă 100 de ani de acum înainte, că nu se poate. Da. Nu avem cum. Măcar exact. Să le modernizăm, da, dacă e ceva. Asta trebuie să facem și noi din punct de vedere al bazelor, să creăm baze, să creăm academii. Știți foarte bine că așa a performat și Germania, și Spania, și Franța, doar așa, au luat-o de la zero, au construit. Uite, poate Gică Hagi acum, e un exemplu. Bravo, da. Și acum încep să culeagă, cum și Gică Hagi. Nu-i dădea nimeni nicio șansă, dar uite că acum se poate. Acum 5-6 ani de zile, cu muncă, cu muncă se poate, cu ce înseamnă infrastructură, deci este cel mai elocvent caz Gică Hagi. Și deci, în opinia ta, mai avem de așteptat. Eu zic că minim 20 de ani. Doamnelor și domnilor, încheie aici emisiunea de astăzi. A fost alături de mine Iulian Apostol, director de imagine la Sporter Club Oțelul Galați. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de colegii mei. La revedere!